Lucrurile se complică în Orientul Mijlociu. Bashar al-Assad, ameninat cu moartea, Israelul îl va lichida, îi va răsturna regimul. Yuval Steinitz, ministrul israelian al energiei, a declarat, luni, ce Israelul îl va lichida pe președintele Siriei, Bashar al-Assad, dacă acesta va permite Iranului să-i extindă operațiunile din Siria, informează site-ul agenției de presă Reuters, scrie Mediafax. Israelul nu s-a implicat până acum în războiul civil din Siria. Dacă președintele Bashar al-Assad va continua să permit Iranului să efectueze operațiuni pe teritoriul sirian, Israelul îl va lichida, îi va răsturna regimul, a declarat ministrul israelian al energiei. Dacă Assad va permite Iranului să folosească baze militare din Siria împotriva noastră, să ne atace de pe teritoriul sirian, ar trebui să fie ce acela va fi sfârșitul pentru el, a avertizat Steinitz. Siria se confruntă, începând din martie 2011, cu revolte reprimate violent, sublinierea cu un conflict militar între regimul Bashar al-Assad, sprijinit de Rusia și Iran, forțele opoziției, sublinierea grupuri militante și teroriste, inclusiv organizația extremist sunnit Stat Islamic. Bilanțul conflictului de subliniere e subliniere T340.000 de moriți.